lumea se schimbă. Secolul 21 pare neobișnuit și tinde să infirme mai multe citate sau aforisme celebre, printre care și veșnicia s-a născut la sat, al lui Lucian Blaga. Deși citatul se referă la tradițiile care rămân vii în sate, oamenii ce rămân simpli, dar părerea mea este că nimic nu este veșnic și că citatul lui Blaga poate fi demontat. Timpul este nemilos cu noi, mai ales cu o parte din satul meu drag. Dar hai să le luăm pe rând. Anule, mata, câți ani ai? O, Doamne, e nișorușit să spun de-a, mă. Merg pe 91, mă. Dacă calculezi eu bine, mata, ai prins vremurile dinainte de război. Dar cum, eu am vrut așa, mă duc rasuri, trei românești, români înainte de ieși de miruș. Deci, mata, practic, ești român? Român și rus. Te-ai născut român și te-ai... Și ne-am știut, mă turc n-a fost. Și unde era școala atunci, pe vreme? Unde am un lagăr, unde e lagăr. Unde e lagăr? Dar păi, când au început războiul, când a fost luptă aici în sat. Eu știu că mata ne-ai povestit mai demult, pe acolo, tot pe la tabăr, în zona și acolo a fost frontul. Acolo, dar acolo. Dacă tot veni vorba despre tabără, haideți să vă și prezint. Așezată de-a lungul pădurii și organizată în 27 de căsuțe, tabăra Prietenia poate găzdui în jur de 200 de copii. Când am vizitat-o, am rămas plăcut surprins că a fost renovată și chiar arată frumos. Cred că nu există copil din sat care să nu se fi distrat la tabără sau măcar să nu se fi furișat la discotecă de seară. Băi, când le povestesc multor prieteni despre satul meu, mulți mă întreabă: dar ce curești de sus? Chiar în sus? Păi da, uite că ideal. Mergi în sus. Dar este chiar curești jos? Da. Este curești jos. Întâlnit și sub forma cuhareuți sau cuharefțe, este atestat oficial pentru prima dată într-un document din data de 20 decembrie 1437, într-o carte domnească de voievozii Ilie și Ștefan, urmașii lui Alexandru cel Bun. La sfârșitul secolului al XVIII-lea, satul a devenit proprietatea boierilor Radu Bogdan și Dumitrache Mileghi. Bogdăneștii și Mileghieștii vor stăpâni împreună cu hureștii de sus până în secolul al XIX-lea. De numele lor fiind legată creșterea și modernizarea acestui sat. O rămas aici la Bogdana, la noi, că unii și corpul și mare de am studiat sus aici, că totul... Un iconacul lui? Să văd un joc. Aici era școala mehanizată, zdania asta mare. Moară tot, deși a făcut biserică, ideea asta de boierii ăștia care au fost aici, toate zângele care erau acolo pe țăitoare, mă, care erau de dânsul făcute. Era frumos atunci, era și sub pământ, trubii nu era, era făcut sub pământ, trasă, de, era văd o căsie acolo în pădure, uh-huh. Împlie cu apă acolo și apă, de acolo vine apa pe canalul Rusilea. Veneau de vale, pe la moară, pe la încoașe, n-a iudea pe încoașe, că nu era trubi, nu era. Formând un singur sat, Cuhurești,
Localitățile Cuhureștii de Sus și Cuhureștii de Jos sunt separate aproximativ în anul 1767, după căsătoria căpitanului Radu Bogdan cu fiica boierului Vartic. Acesta primește ca zestre moșia Cuhureștii de Sus. Moșia este moștenită de fiul său, Ioan Bogdan. Acesta construiește în a doua jumătate a secolului al XIX-lea un conac în centrul satului cu beciuri, moară și alte clădiri auxiliare care sunt prezente într-o formă sau alta, cu ghilimelele de rigoare, până și azi. Cunoscut ca conacul lui Ioan Bogdan, sătenii îi spun până și azi conacul lui Bogdan sau conacul boierului. Așa arăta pe vremuri și așa arată acum. Din păcate, pentru asemenea momente am zis că citatul lui Blaga nu mai este valabil în secolul 21. Vremea, oamenii, au făcut ca această perlă istorică și culturală să muțească și să nu mai poată povesti nimic despre ea. Arată ca o simplă casă cu fisuri care abia așteaptă să fie demolată. De-a lungul anilor, conacul a fost școală, depozit, ospătărie, cămin pentru elevii ce veneau din alte sate la liceu. Interiorul conacului este schimbat complet și nu a mai rămas nimic din arhitectura inițială. Atâta și era păstrată, când am venit era parchet jos, podeală. Uh-huh. Am mai ales la sat, nu mai era parchet pe, la nimeni, dar acolo încă era păstrat de la Bogdan. Construită în perioada anilor 1903-1906, moara din sat este cea mai veche moară din Republica Moldova. Aceasta a fost construită de către urmașul lui Ioan Bogdan, Vasile. De-a lungul timpului, moara a avut mai mulți proprietari, însă în 1989 aceasta a fost privatizată de la statul sovietic de către familia Volontir, proprietari până și în prezent. Păi cât ești aici, nu auzi nimic aproape. Acum să înțeleg, faci și reparații? Am terminat-o ieri. Ați terminat-o de-am? Da, da, am făcut probă și mai jos de aer, undeva acolo, mai jos de aer. La deschidere, moara funcționa cu un motor pe aburi ce dezvolta 50 de cai putere și care fusese adus de pe o corabie. Ulterior, acesta a fost înlocuit cu un motor diesel de 90 de cai putere și în cele din urmă, moara a fost electrificată. În prezent, moara rămâne un monument de arhitectură industrială modernă, pe cât de valoros din punct de vedere artistic, pe atât de viabil din punct de vedere economic. Cum vibrează podeaua sub tine, incredibil! Mecanismul ăsta în sine e de produs din anul 1968. Domnul Emil, proprietarul morii, mi-a povestit că pereții sunt legați între ei cu o sfoară groasă făcută să mențină stabilitatea pereților de la vibrații. Deși planul arhitectural al morii este de dezgăsit, se presupune că aceasta este așezată pe o așa numită pernă, construcție ce îi permite clădirii să vibreze ca să nu se dărâme. Eu știu că a fost funcțională până nu de mult, adică nu de mult, relativ nu de mult, clădirea asta veche. Da. Eu a fost făcut încă, sau cel puțin acolo pe dânsa e gerbul lui Bogdan, care e și pe moară. Acolo clădirea și e încă de mult, încă de când erau armata aici. Care armata? Da, erau cazarme cu soldați aici. Încă la români atunci. Mm-hmm. Când era armata română încă? Da, da, încă de atunci clădirile este. Avem după război, i-s-o dus și o deschis școala profesională. În aceeași perioadă a anilor 1905 a început și construcția clădirii școlii profesionale din sat. Îi zic școală profesională pentru că asta a fost ultima menire a acestei clădiri. Dar, de-a lungul timpului, a fost și cazarma pentru un batalion al regimentului 39 de infanterie a armatei române.
Pe alocuri mai găsești detalii ce pot povesti despre istoria acestei clădiri. Dar cu mare regret, starea deplorabilă în care se află acum mă face să-mi pierd speranța că aceasta va mai putea fi vreodată restaurată. Biserica Sfântă Trăimii din Cuhurești este un lăcaș de cult creștin-ortodox și monument de arhitectură de importanță națională. Zidirea acestei sfinte biserici cu hramul Sfânta Trăimii, vedeți, din comuna Cuhurești de Sus, cum era pe atunci, acum Raion, Florești, județul Roca pe atunci, cu clopotnița și împrejmuirea, s-a început în anul 1913 cu o sârdie și cheltuială a punilor creștine Eugenie Bogdan și Alexandra Pomil născută Bogdan. Și s-a săvârșit în anul 1930, precum și v-am spus, în vremea domniei regelui Carol al II-lea României. Arhitect fiind Alexei Șusev, constructor Dimitri Nicicov, iar pictor și sculptor Znamensky. Eugenia și Alexandra fiind fiicele boierului Ioan Bogdan, despre care am vorbit anterior, iar Alexei Șusev, un vestit arhitect de origine moldovean și un bun prieten al familiei Bogdan. La noi este o cruce deosebită, dacă observați pe Sfânta Biserică, este o cruce care ar reprezenta o busolă internațională. De ce zic așa? Deși două fete, una fiind căsătorit cu un grec, alta cu un rus de naționalitate. Și aici, când au pus crucea, au hotărât să pui Sfânta Cruce pe Sfânta Biserică, au pus ceva deosebit. Nu doar o Sfântă Cruce și nu chiar nici un crucifix, ci o cruce formată din mai multe cruci. Arătând prin asta că de care naționalitate, din care colț a globului pământesc n-ai fi și oricare n-ar fi diferența ta de grai sau de port sau de caracter sau altceva, să știi că faci parte din universul dragostei dumnezeiești, că ești tu acel diamant din coroana lui Dumnezeu. Sfânta Biserică mai are multe secrete, cum ar fi pictura Maicii Domnului și a lui Iisus Hristos din altar, care te urmărește cu privirea în orice colț al bisericii nu te-ai afla, cât și tunelele săpate pe sub biserică, care se consideră că duc spre moară și spre conac, și vă provoc să le vizitați personal. Dacă biserica nouă v-am arătat-o, atunci să vă prezint și pe cea veche, nu? Aceasta este. Nu prea arată asta biserică, nu? De fapt, este cinematograful din sat. Pe vremea comuniștilor, biserica a fost dărâmată și a construit cinematograful respectiv. Bucurie era pentru toți când gătit cinematograful ăsta și de făcut un pod frumos acolo, eu pus cu fel de din ceramic de asta, nu știu de ce. Pot frumos un prăiet. Eram tot așa mâine. Aici cred că ar trebui să intervin cu o explicație. Să nu uităm că în acea perioadă comuniștii distrugeau majoritatea bisericilor din sate. Cuhureștenii erau mulțumiți că măcar biserica cea nouă le-au lăsat-o. De mie era închisă că nu ce e, nu că lumea s-o lipa la, dar lumea se duce la biserica asta nouă. Asta era nouă, frumoasă, proprie. Respectiv, n-ar trebui să considerăm faptul că oamenii din sat erau fericiți că biserica a fost distrusă, ci erau entuziasmați de faptul că vor avea un cinematograf în sat. Atenție! Cinematograf în sat! Trebuie să menționez că acum nici cinematograf nu e. Cinematograful a fost restaurat și transformat în casă de cultură cu Cuhureștii de Sus.
copiii educați și capabili. Cel bun care a fost așteptat pentru a primi acest titlu. Acest veșnic vârtej ne desprinde de trecut și ne gonește fără de milă spre o viață nouă, fără a ne lăsa să privim înapoi. Deci, cine știe un câine? București devine un nivel mediu, scriu mai bine decât unii foști prim-ministri. Suntem reprezentanții primei promoții când a început să dezvolte colhozul, în ce ani, mă tață, îi minte? Ia că îi spune, când pe anii de la 50. Până la 50 era încât greu tare. După perioada anilor 50, colhozul din satul Cuhurești de Sus a înregistrat o creștere economică majoră. Pentru o perioadă de timp fiind unicul colhoz milionar din Republica Sovietică Socialistă Moldovenească. În perioada colhozului au fost construite școala, grădinița, clădirea nouă a școlii profesionale, spitalul, tabăra de odihnă care am văzut-o la începutul clipului. Aici a fost bustul lui Lenin. Nu știu când a fost demontat, dar eu îl țin minte. Când a fost făcută școala nouă, mai ta știi? 1667. Construită în parcul, grădina conacului boierului, clădirea nouă a școlii înseamnă foarte mult pentru mine. Nici pe departe nu sunt eu cel mai deștept elev ce a ieșit de pe ușa acestei școli, ba chiar cred că m-aș situa pe partea inferioară a mediocrității, însă profesorii au reușit să mă educe astfel încât să-mi fie ușor în viață. De la ei am învățat ce înseamnă respectul pentru aproapele tău, respectul pentru cei mai în vârstă și cred că nu mi-am făcut de rușine școala sau satul. Din păcate, din cauza catastrofei demografice prezente în țară, problema demografică își lasă amprenta și la noi în sat. Anul școlar 2021-2022 a fost ultimul an în care a activat liceul. În prezent, activitatea acesteia este ca și școală generală care duce elevii până în clasa noua. Catastrofa demografică, și insist pe cuvântul catastrofă, și-a pus amprenta și asupra școlii de meserii din sat. Aceasta, pe vremuri fiind una dintre cele mai mari școli de meserii din Republica de acest gen, din păcate, anul școlar 2021-2022 a fost ultimul an de activitate a acestei școli. Mi-am dorit mult să filmez tehnica veche a școlii de meserii, ce a fost adusă încă din perioada sovietică, să o filmez ca și amintire, dar am primit un refuz din partea actualului director a școlii, Ion Murea. Sper și îmi doresc foarte mult ca actuala clădire a școlii să nu ajungă în așa stare deplorabilă ca și cea veche. Fosta fermă din sat, cât și crescătorie de porci au rămas și acestea în paragină, din păcate. Spitalul, în schimb, este funcțional și astăzi. Da, nu la capacitățile inițiale, dar ne mândrim că avem un spital în sat cu serviciu de ambulanță. Desigur, satul nostru are un drapel și o stemă, dar mai are și un imn. Imnul a fost compus de către Nicolae Răileanu, originar din Cuhurești respectiv. Tot dânsul este și interpretul imnului, care l-a auzit pe fundal. Satul meu născut în primăvară, veșnic tânăr ai rămas. Nu te-a mai învins nici o povară. Pentru o perioadă de vreme, Cuhurești a fost unicul sat din Republica Moldova ce a avut un imn. Mulțumim, Nanu Colea.
Pe lângă Nicolae Răileanu, faima Cuhureștiului a fost dusă în lume și de personalități remarcabile ca Ion Drabenko, fizician, inventator și profesor universitar sovietic moldovean. Doctor abilitat în științe tehnice, laureat al Premiului de Stat al Republicii Moldova. Gheorghe Cozub, inginer enolog, vinificator emerit al Republicii Moldova și al Franței. Maria Sagaidac, matematician, pedagog, actriță de cinema, doctor în științe fizico-matematice. Elena Țau, scriitoare, critic literar, istoric, doctor și conferențiar universitar. Vă rog să mă credeți că sunt încă foarte multe personalități, dar nu am cum să-i menționez pe toți. Cum crezi că cum evoluează lucrurile? Încotro se îndreaptă cu Hureș, și mai fi din satul ăsta, când toată lumea pleacă, tineri nu vin. Dacă de așa ceva, e cam greu de răspuns la așa ceva. Tot cu nădejde, frate. Cu nădejde, poate așa. Dar greu vine nădejde așa. Și apoi, care-i secretul că cum să facem și noi, că da, Ionic, să ajungem așa sănătoși ca mata la 90 de ani? Este rusa Dumnezeu. Asta e cel mai principal. A doilea, este așa o vorbă, gine faci, gine ajungi. Patria sunt eu, ești tu, e tot ceea ce iubim, tot ceea ce visăm, tot ceea ce va fi când nu vom mai fi noi. Iubiți-o, mândriți-vă și apărați-o.